Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ionuț Arhire, profesor de legislație. Haideți să începem ora de legislație rutieră. Înainte de a începe chestionarul, vreau să clarific două lucruri pe care le-am întâlnit săptămâna aceasta destul de des în trafic. Primul dintre ele, m-am regăsit în situația în care treceam în timpul orelor de instruire practică cu elevii, făceam un viraj la stânga, la dreapta, la colțul străzilor, acele străduțe mai înguste. Și nu odată mi s-a întâmplat ca pietonii să fie foarte relaxați în momentul în care eu am virat și ei doreau să treacă, având impresia că au prioritate. Unii dintre ei chiar m-au determinat să frânez, chiar erau supărați, între ghilimele, sau făceau diferite fețe dacă vedeau că nu am frânat din timp, ca și cum aș fi aflat la o trecere pentru pietoni. Să reamintim un aspect legal al acestui lucru. Pietonii pe la colțurile străzilor pot traversa, însă nu au prioritate. Da? Nu vorbim de situația în care clar se află o trecere pentru pieton la acel colț de stradă. Nu vorbim de situația în care e o trecere semaforizată și tot așa. Nu, vorbim de situația în care acolo nu există un marcaj, nu există o trecere. Aceștia pot traversa, adică nu încalcă vreo regulă de circulație, nu riscă să fie sancționați de către agentul de poliție rutieră, însă nu au prioritate. De aceea, dragi pietoni, în momentul când traversați strada, pe la colțurile străzilor, da? Să nu o faceți foarte liniștiți, având impresia că și aveți prioritate de trecere. Fiți foarte atenți, fiți de altfel foarte atenți și când traversați prin locurile permise. Și pentru noi, conducătorii auto, codul rutier prevede diferite reguli din punct de vedere al conduitei preventive, în care spune că la pătrunderea în intersecții ne asigurăm. Da? Așa și dumneavoastră, nu uitați, pe lângă primul lucru pe care l-am discutat, inclusiv atunci când treceți regulamentar, asigurați-vă. Da? Repetăm, atunci când treceți pe la colțurile străzilor, pe la colțurile intersecțiilor, aveți voie să treceți prin acel loc, însă nu aveți prioritate. Și un al doilea lucru de care m-am lovit în această săptămână, cred că nu numai eu și alți colegi de-ai mei, cât și dumneavoastră, alți conducători auto, intersecția sensul giratoriu de la complexul comercial din calea Șagului nu a funcționat câteva zile. Era semaforul pe galben intermitent. Și bineînțeles că acolo, fiind un sens giratoriu, au prioritate vehiculele care se află în interiorul intersecției față de cele care urmează să pătrundă. Bineînțeles că au fost foarte multe situații în care am evitat accidente rutiere, șoferii dintr-o dată, când intersecția nu mai era în stare de funcționare, când semnalele luminoase nu mai funcționau așa cum trebuie, parcă nu mai știau ce să facă. Să reamintim că atunci când semafoarele nu funcționează, trebuie să respectăm semnificația indicatorilor, bineînțeles, sau când avem semnalul galben intermitent, trebuie să circulăm cu viteză redusă și să respectăm regulile aplicabile în acea intersecție. Nu odată am fost nevoit de a reduce viteza de deplasare, chiar de a mă opri, aflându-mă în interiorul sensului giratoriu, când cei care veneau dinspre oraș și urcau înspre podul de pe calea Șagului mergeau nestingheriți, fără să se mai gândească la faptul că totuși trebuie să acorde prioritate celor care se află în interiorul sensului giratoriu. Din contră, chiar erau mirați dacă se întâmpla ca cineva să-i claxoneze, de ce îi claxonează. Deci, deschideți bine ochii și nu uitați că atunci când semafoarele nu funcționează, avem galben acela intermitent, circulăm cu viteză redusă și respectăm regulile aplicabile în acea intersecție. O să deschidem în continuare un chestionar. Intrăm din nou pe site-ul oficial al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor și alegem opțiunea Simulare Examen. De fapt, asta o închidem și încercăm să deschidem alta. Am deschis în paralel două chestionare ca să nu mai fim nevoiți să așteptăm câteva secunde atunci când serverul lor nu dorea să comunice cu noi. Între timp vă reamintesc că suntem live și pe Facebook. Dacă doriți să-mi adresați întrebări, sunt lucruri pe care doriți să le clarificăm, cu drag vă aștept să faceți acest lucru. Am răspuns incorrect la întrebările de acomodare.
Vă dați seama ce chestionar greu voi primi acum. Bun. Prima întrebare. Este obligat conducătorul unui vehicul să folosească banda suplimentară la urcarea în rampă dacă viteza sa este mai mică decât cea înscrisă pe indicator? Bineînțeles că este obligat. Această rampă suplimentară, de regulă, o întâlnim în zonele cel puțin deluroase, dacă nu muntoase, în care, mai ales vehiculele grele sau cele destinate transportului de mărfuri, transportului de persoane, care nu pot să se deplaseze cu o anumită viteză de deplasare, trebuie să folosească acea bandă suplimentară pentru a ajuta să fluidizeze traficul. Este exact ca și regula de bază când circulăm pe un drum cu cel puțin două benzi pe sensul de mers și banda 1 este liberă. Imaginați-vă că acea rampă suplimentară este ca o bandă 1 ce se creează și, bineînțeles, având această bandă care este liberă, trebuie să o folosim. Deci da, sunt obligați la deplasarea în rampă, mi-ar plăcea să scrie aici, că odată ce vorbim de rampă este clar că urcăm, dar este bine și așa. Care dintre autoturisme s-a încadrat corect pentru a schimba direcția de mers? Observăm că sunt două autoturisme, unul albastru, unul roșu. Cel roșu este încadrat pe linia de tramvai. Știm că la intersecțiile în care avem o singură bandă de circulație și o altă bandă pe care este amplasată linia tramvaiului, conducătorii auto vor folosi singura bandă pe care o au la dispoziție, lăsând liber traseul tramvaiului. Cel albastru este încadrat regulamentar, cel roșu nu este încadrat regulamentar. Trimitem răspunsul, între timp verificăm puțin Facebook-ul, îi dăm și o distribuire. Semnificația unui indicator rutier instalat deasupra unei benzi de circulație este valabilă numai pentru circulația rutieră care se desfășoară în tunele. Ce frumos este acest răspuns. Numai pentru banda deasupra căreia este instalat, pentru toată lățimea părții carosabile. Răspuns corect, B. Unde răspunsurile sunt simple, ușor de înțeles, fără posibilitatea de a fi interpretat. Nu insist pe explicație, bifez răspunsul corect, pentru că nu are rost să pierdem timp la întrebările facile, ci să punem accent pe explicațiile la întrebările mai dificile. Bun, gata, sunt pregătit și pe Facebook. Semnalele date dintr-un autovehicul al poliției. Nu uităm, poliția, culoarea albastră și culoarea roșie, acea rampă, care însoțește o coloană oficială de vehicule, prin folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră și luminoasă, obligă la oprirea de îndată în afara părții carosabile sau cât mai aproape de bordură ori acostament, până la trecerea coloanei oficiale. Să nu uităm, tot legat de coloana oficială, nu avem voie să depășim o coloană oficială sau să ne intercalăm într-o astfel de coloană. Sancțiunea principală, avertisment sau amendă și suspendarea dreptului de a conduce. Din motive tehnice, examenul se va repeta pe un alt calculator. Și dacă noi nu vrem sau nu avem un alt calculator, ce să facem? Să nu mai facem niciun chestionar? Facem. Mai un aspect în ceea ce privește felul în care circulăm pe drumurile publice, în timp ce făceam această introducere spre chestionar, mi-am adus aminte că m-am lovit de el în trafic. Haideți regia puțin cu desenul. Este o modificare de mult apărută pe codul rutier, dar unii să știți că încă nu o respectați și ne lovim de situația în care ne încurcăm unul pe celălalt. Hai să facem așa linile de separare a sensurilor de mers. Să zicem aici, da? Sunt două benzi. Cineva este încadrat pentru a vira la stânga. Da, dorește să vireze, să zicem, la stânga. Cineva din sensul opus de mers, iarăși dorește să vireze la stânga. Teoretic,
Cartea spune că prin stânga centrul imaginar al intersecției. Am făcut acolo un centru imaginar al intersecției, dar de multe ori ne încadram să viram la stânga, cel din față venea larg, astfel încât aici se creau probleme în zona asta sau invers. Nu uitați această regulă, aplicați-o, nu vă mai duceți atât de mult în intersecție și după aceea să virați la stânga. Prin stânga centrului imaginar al intersecției. Da? Bun, fără să se intersecteze traiectoria celor două vehicule, bineînțeles. Pe care dintre cele două benzi trebuie să se încadreze conducătorul de vehicul și de la ce distanță față de intersecție pentru a schimba direcția de mers spre dreapta într-o localitate? Bineînțeles că dacă dorim să mergem spre dreapta, o să ne încadrăm pe banda din dreapta. Zona de preselecție, trebuie să alegem banda în funcție de direcția de mers dorită, așa se numește acel lucru, preselectarea, cu cel puțin 50 de metri înainte. Alegem banda din dreapta, vom circula la dreapta. Cum procedăm în situația în care semnalul roșu al semaforului este în funcțiune, iar polițistul vă adresează semnalul de trecere? Nu uităm că intersecțiile sunt de două feluri, dirijate și nedirijate. Atunci când sunt dirijate, acestea pot fi prin trei mijloace. Polițistul, care este cel mai important mijloc de dirijare a intersecției, semnalele luminoase, adică semafoarele, și ulterior indicatoarele de prioritate. Drum cu prioritate, cedează trecerea sau oprire. Dacă avem polițistul care dirigează circulația, nu ne mai interesează semnificația celorlalte mijloace de dirijare a intersecției și respectăm semnalul acestuia. Respectăm semnalul polițistului. Nu uitați că nerespectarea semnalelor polițistului implică suspendarea dreptului de a conduce. Avem obligația de a opri la semnalele adresate de personalul autorizat la trecerea la nivel cale ferată industrială, conducătorii unor grupuri organizate, nevăzătorii, prin ridicarea bastonului alb atunci când aceștia traversează strada. Chiar am avut un elev, mi-aduc aminte că a avut această întrebare și era în dubii de ce nu este și răspunsul A, răspuns corect, pentru că personalul autorizat de la calea ferată industrială nu trebuie să-ți facă neapărat un semn de oprire sau un semnal de oprire. Însă, haideți să ne uităm și întrebarea cum este adresată, avem obligația de a opri imediat. Ori, nevăzătorii, atunci când ridică bastonul alb, în România n-am văzut așa ceva niciodată, pe la televizor am mai văzut. Când ridică bastonul alb, când traversează strada, toți ar trebui să oprească. Se presupune că acel nevăzător, în momentul acela, traversează strada, dacă nu ne-am oprit, bineînțeles că l-am pune în pericol. Se consideră depășire faptul că vehiculele de pe o bandă circulă mai repede decât vehiculele de pe cealaltă benzi. Chiar la ultima oră de legislație rutieră pe care am predat-o, am tratat capitolul depășire. Această manevră prin care ne deplasăm mai repede decât alte vehicule care circulă pe alte benzi nu se numește depășire, se numește devansare. Dacă tot este vorba de depășire, să nu uităm că nerespectarea unei reguli la depășire atrage declarare respins în cazul în care suntem în examenul practic sau dacă suntem conducători auto cu permis de conducere, atrage suspendarea dreptului de a conduce. Deci, trebuie să respectăm regulile de la depășire. Suntem obligați să reducem viteza până la limita legală la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, dar semnalizate prin indicatoare și marcaje, dacă drumul are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflați pe trotuar în imediat apropiere a părții carosabile intenționează să traverseze. Litera A. Nu uităm că sunt 10 situații în care trebuie să avem maxim 30 de km la oră în localități sau 50 de km la oră în afara localităților. Aceasta este una dintre ele. Reamintesc că am mai discutat despre faptul că mulți cursanți consideră că trebuie să reducă viteza la orice trecere pentru pietoni. Nu, am spus-o. La acest tip de treceri pentru pietoni trebuie să reducem viteza când drumul are o bandă pe sens, iar pietonii aflați pe trotuar în imediata apropiere a părții carosabile intenționează să traverseze. Și am spus-o că și din punct de vedere al conduitei preventive, reducem viteza acolo unde nu este vizibilitate și tot așa. Să nu uitați de acest lucru.
Cum procedăm la întâlnirea unui obstacol pe sensul nostru de mers în situația în care, pentru a-l depăși, intrăm pe contrasens, iar din față se apropie un alt vehicul? Bineînțeles, având un obstacol pe sensul nostru de mers și din față venind cineva, nu putem, ca prin ocolirea obstacolului, să-l determinăm pe cel care vine din sens opus să efectueze manevre de evitare a coliziunii. Reducem viteza și, dacă se impune, oprim. Dacă doar am redus viteza și nu mai vine nimeni din sensul opus de mers, în momentul în care noi ocolim obstacolul, putem să facem acest lucru. De aceea este și scris aici, reduceți viteza și la nevoie oprim. Întoarcerea este interzisă. Ca regulă de bază, întoarcerea este interzisă în toate situațiile în care oprirea este interzisă, cu excepția intersecțiilor. Tot legat de intersecții, totuși, întoarcerea este interzisă în acele intersecții în care este interzis virajul la stânga și în acele intersecții în care, pentru întoarcere, este necesară manevrarea înainte și înapoi a autovehicului. Dar să revenim la regula de bază, că am zis că întoarcerea este interzisă în toate situațiile în care oprirea este interzisă. Oprirea este interzisă pe poduri și sub poduri. Pe drumuri naționale nu este interzisă nici la mai puțin de 50 de metri de intrarea în sediile instituțiilor. Răspuns corect, A. Ce obligații ne revin în timpul conducerii autovehicului cu privire la viteză? Nu uitați, cu privire la viteză există o regulă de bază pe care trebuie să o respectăm, să ne deplasăm cu o viteză care să ne permită efectuarea oricărei manevre în condiții de siguranță. Aceasta este regula de bază în ceea ce privește felul în care trebuie să ne deplasăm pe drumurile publice. Dar legat de această întrebare, să respectăm viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulăm, corespunzătoare categorie din care face parte autovehicul condus, să vă conformați limitelor de viteză impuse prin mijloace de semnalizare specifice, corect. Zic eu că răspuns corect sunt literele A și B. Sincer, mi-ar plăcea să mai și greșesc, să mai insist pe acel capitol în care mai greșesc, că dintr-o victorie înveți mai puțin decât înveți dintr-o înfrângere. Așa și eu, dintr-o întrebare pe care o greșesc, probabil reîmprospătesc studiul sau îl aprofundez. În care dintre situații este interzisă oprirea? Da? Nu uităm, oprirea înseamnă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public cu o durată de maxim 5 minute. Nu uităm acele două situații care nu se consideră oprire, operațiunea de îmbarcare-debarcare a unor persoane dacă prin această manevră nu se stânjenește circulația pe drumul public respectiv, sau operațiunea de descărcare a mărfurilor la unitățile comerciale, a acelor autovehicule de până la 3,5 tone. Acele două situații nu se consideră oprire. Se interzice oprirea la o distanță mai mică de 25 de metri înainte și după indicatorul de stație pentru mijloace de transport public de persoane, la o distanță mai mică de 25 de metri de colțul intersecției. A și B. Corect. Nu se poate circula un autoturism dacă se depășește masa maximă admisă înscrisă în certificatul de înmatriculare. Așa zic și eu. Anvelopele sunt de mărimi și caracteristici diferite față de cele înscrise în certificatul de înmatriculare. Autovehicul depășește înălțimea. Are acel portbagaj suplimentar, poate circula chiar dacă depășește înălțimea. Deci corect, A și B. Dacă un drum public este neiluminat, este permisă staționarea vehiculelor pe partea carosabilă. Staționarea înseamnă imobilizarea voluntară a unui vehicul pe o durată mai mare de 5 minute. Dacă sunt aprinse lumine de poziție sau de staționare, chiar dacă drumul public este neiluminat, vehiculul nostru este vizibil de la cel puțin 50 de metri și îndeplinim acea condiție prevăzută de codul rutier și atunci, da, putem să staționăm. Este permis. Cum este recomandat să procedăm pentru a depăși în condiții de siguranță un tramvai oprit într-o stație cu refugiu?
Persoanele din tramvai coboară pe acel refugiu, care este și delimitat de acea barieră metalică, dar totuși poate avem de-a face cu o persoană care se grăbește, nu mai are răbdare să ajungă la trecerea pentru pietoni, sare peste acel grilaj metalic și, Doamne ferește, sare în fața mașinii noastre. De aceea, când depășim tramvaiul oprit în stația cu refugiu, să reducem viteza de deplasare, tocmai din aspectul preventiv al problemei. Să nu uităm că în stațiile fără refugiu pentru pietoni este interzis să depășim tramvaiul. Tetierele, de la cuvântul franțuzesc tet, cerolau, în cazul tamponării din spate, previn posibila fracturare a coloanei cervicale. Se amuză cursanții tot timpul când văd ceea ce este prevăzut la litera C. Unde trebuie să se deplaseze conducătorii de vehicule angajați într-un accident de circulație, în urma căruia au rezultat pagube materiale pentru a obține actul de constatare? La cea mai apropiată unitate de poliție competentă, în maxim 24 de ore. Am spus că atunci când avem de-a face cu un accident, în urma căruia au rezultat pagube materiale, avem două posibilități. Fie facem constatarea amiabilă, dacă sunt implicate maxim două vehicule, fie ne deplasăm la cea mai apropiată unitate de poliție competentă în maxim 24 de ore de la producerea accidentului de circulație, soldat doar cu avarii. Atenție că neprezentarea în 24 de ore sau neîncheiarea constatării amiabile. Bun, repet, facem constatarea amiabilă, nu mai avem treabă cu poliția. Nu facem constatarea amiabilă, trebuie să ne prezentăm în maxim 24 de ore la poliție. Dacă nu facem acest lucru, riscăm să ni se suspende dreptul de a conduce. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Cele mai dese întrebări cu 90 de zile, pe care le mai regăsim la chestionare, sunt cele legate de alcool, dacă fapta nu constituie infracțiune, bineînțeles, și ar mai fi calea ferată, pe care o mai întâlnim des. Însă aici, la acest răspuns, nu. Celelalte două situații sunt de suspendarea dreptului de a conduce, dar nu pe 90 de zile, ci pe 30 de zile. Dar pe noi nu ne interesează să ținem minte, sunt doar două întrebări legate de numărul de zile, cei pe 90 cu alcoolul și pe 60 de zile când ne deplasăm pe sensul de mers opus fără a efectua regulamentar manevra de depășire. Polițistul rutier are dreptul de a confisca tot ce vrea el? Nu. Dispozitivele care perturbă buna funcționare a mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului. Da? Nu avem voie să deținem așa ceva în cazul în care suntem prinși, să spunem așa, cu aceste dispozitive care perturbă funcționarea, polițistul poate confisca. În funcție de starea accidentatului, măsurile de prim ajutor se vor lua în următoarea ordine. Totdeauna trebuie să ne asigurăm că victima respiră. Dacă nu respiră, poate să meargă în lumea celor drepți mult mai repede decât dacă pierde sânge, decât dacă are ceva rupt. Dacă nu respiră, moare cel mai repede. De aceea ne asigurăm că respiră, dacă are puls, bineînțeles, și mai departe celelalte, aceasta este prioritatea. Temperatura lichidului de răcire. Da? Instalația de răcire a mașinii are un lichid, are mai multe componente, care asigură performanța maximă și uzura minimă a motorului, este cuprins în intervalul 90-95 de grade Celsius. Este o valoare fixă, trebuie să o rețineți. Acolo avem parte de randamentul maxim. Indicatorul, ce semnifică indicatorul? Observăm acest semn al exclamării, un indicator de avertizare și o locomotivă. Este o cale ferată industrială. Dacă nu ar fi fost indicatorul acesta de avertizare cu semnul exclamării, ar fi fost o cale ferată fără bariere. Faină întrebarea asta, să spun așa, bănățenește, faină, deși eu nu sunt bănățean, decât deloc, așa, să spunem. Indicatorul prioritate pentru circulația din sens invers, de cele mai multe ori, cursantul, când vede pentru prima dată această întrebare, se gândește că trebuie să acorde prioritate și bifează un răspuns greșit. Observăm că acest indicator are și un panou adițional. În panoul adițional se observă un autocamion și un autobuz.
Ne uităm mai sus, indicatorul prioritate pentru circulația din sens invers. Panoul adițional face referire la categoria de vehicule care trebuie să acorde prioritate celor care vin din sens invers. Și atunci noi, care conducem un autoturism, ne deplasăm cu atenție pe sectorul de drum îngustat. Ce este răspunsul corect? Interdicția impusă de indicatorul din imagine se adresează. Observăm că avem de-a face cu un autoturism. Pe acest indicator, tot ce este mai mic decât el, să spunem așa, are voie să pătrundă în acea zonă. Tot ce este mai mare, nu are voie. Și atunci, tuturor autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș. Iarăși face figuri, dar o rezolvăm. Imediat îi dăm de un test. Să nu uitați, acum mai ales voi, dragi cursanți, având la dispoziție această platformă, puteți simula examenul și voi când sunteți pregătiți. Când sunteți pregătiți să intrați la examenul teoretic, vă puteți voi programa la examenul teoretic. Este mult mai bine din acest punct de vedere decât era pe vremea noastră, să spun așa. Care dintre indicatoare conferă prioritatea de trecere? Atenție, și cum citiți întrebarea, conferă prioritatea de trecere, indicatorul prioritate față de circulație din sens invers, prioritate pentru circulație din sens invers, circulația în ambele sensuri. Cel care conferă, cel care ne dă dreptul să trecem, cel care ne spune că avem prioritate, este indicatorul numărul 1. Semnalul polițistului rutier, aflat într-un autovehicul al poliției, efectuat cu brațul sau cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreaptă a vehiculului, semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliției, reducerea vitezei, nu? Semnalul se adresează celor care circulă din sens opus. Nu aveți curaj să mă întrebați. Întrebați-mă direct, doamna, nu mai știu cine. Nu înțelegeam deloc poza asta. Brațul stâng întins orizontal al unui biciclist semnifică intenția de a schimba direcția de mers la stânga sau de a depăși. Intenția de a opri. Primul este răspunsul corect. Hai să zicem că acest semnal îl mai fac bicicliștii, însă mai este un semnal al bicicliștilor, intenția de a opri prin balansarea brațului. Nu prea am văzut făcându-se acest semnal, dar el este prevăzut, dar brațul stâng întins orizontal, acest lucru semnifică. Nu aveți pentru ce să mulțumiți, este ok. Este permisă depășirea când din sens opus se apropie la mică distanță alt vehicul. Putem depăși, știm că una dintre regulile pe care le avem de respectat atunci când depășim, să ne asigurăm că cel care ne urmează sau ne precede nu a inițiat o manevră similară sau intenția și să nu îl determinăm pe cel care vine din sens opus să efectueze manevre de evitare a coliziunii, să-i creăm o stare de pericol. Dar dacă prin depășire nu trecem peste axul drumului sau axa drumului, nu încurcăm cu nimic circulația autovehiculului care circulă din sens opus și atunci putem liniștiți să depășim. Cu ocazia asta testăm și cât este de rapid calculatorul, laptopul, care nu este al meu, este împrumutat și sunt certat tot timpul când iau laptopul, să știți. De ce nu-ți cumperi unul? Cât ne mai cer laptopul? Glumesc. Îmi este încredințat cu drag. Hai mă, ce eroare, a intervenit mai târziu. Chiar astăzi să știți că am avut și examen practic, vă mai povestesc, dacă tot stăm degeaba din punct de vedere al chestionarilor. Vă reamintesc cu această ocazie că proba practică durează minim 25 de minute, să nu uitați. Aveți o anexă unde sunt prevăzute punctele de penalizare, maxim 20 de puncte de penalizare acumulate pentru a fi declarați admis. Minim 25 de minute, maxim o oră.
Nu trebuie să vă panicați când sunteți în examen. Examenul practic nu este cu nimic diferit decât o ședință de conducere pe care dumneavoastră aveți cu instructorii voștri. Dragi conducători auto care observați mașinile cu examen, fiți puțin mai îngăduitori uneori, nu mai claxonați, nu mai puneți presiune pe bieții cursanți care și așa au emoții, ajutați puțin din acest punct de vedere, că poate și dumneavoastră ați fost cândva ca ei. Și atunci să-i ajutăm, să-i susținem pentru a ajunge pe drumurile publice, bineînțeles, dacă merită. Indicatorul interzice. Având în vedere că avem de a face cu un indicator de obligare, ne obligă să mergem pe direcția înainte. Deci el ne interzice schimbarea direcției de mers în prima intersecție. Dacă ne obligă să mergem înainte, clar, ne interzice să schimbăm direcția de mers. Bun. Indicatorul semnifică. Culoarea galbenă deja înseamnă temporar. Și observăm că o bandă dispare, se îngustează. O îngustare temporară a drumului. Ce indicator urmează să fie întâlnit în intersecția aflată la 100 de metri de indicatorul 1? Cedează trecerea peste 100 de metri, un alt cedează trecerea. Indicatorul 3. Nu uitați, indicatorul cedează trecerea ne obligă să acordăm prioritatea vehiculelor care circulă pe drumul prioritar, ne obligă să reducem viteza, iar dacă se impune să acordăm prioritate prin oprire, trebuie să ne și oprim. Care dintre tipurile de semnalizare de mai jos vor fi respectate cu prioritate? Semnalele și indicațiile polițistului. Citesc niște mesaje amuzante de la un alt profesor de legislație care îmi spune, da, pe care îl rog să-mi scrie pe Facebook dacă vrea să-mi spună ceva. Și o doamnă, Irina, ne mulțumește că a învățat multe. Doamna, dumneavoastră ați învățat multe. Nu trebuie să ne mulțumiți că dumneavoastră ați fost harnică și ați învățat. Dacă nu ați fi fost harnică, degeaba existam noi, cei implicați în acest fenomen. Nimeni nu este de neînlocuit și voi sunteți adevărați actori și cei mai importanți. Noi așa, prezentăm un drum ca și părintele. Ne arată drumul, nu neapărat merge și părintele pe el, nu? Ce obligații avem la semnalul galben intermitent? Chiar ce vorbeam mai devreme, al semaforului electric. Să reducem viteza și să circulăm respectând regulile aplicabile în acea intersecție. Corect? Putem opri sau staționa regulamentar, cu toate lumile stinse, pe un drum iluminat. Obsesiv ne cade această întrebare. Dacă suntem vizibili de la cel puțin 50 de metri, corect. Ce trebuie să avem în vedere atunci când intenționăm să depășim atât bicicliști cât și grupuri de pietoni care se deplasează pe carosabil? Să respectăm prevederile legale. Nu uităm că legat de bicicliști sunt două obligații mari și late. Să nu claxonăm dacă distanța este mai mică de 25 de metri sau atunci când depășim, codul rutier recomandă o distanță de minim 1,5 metri. Depășirea nu este permisă în 13 situații mari și late. Atunci când vehiculul ce urmează a fi depășit rulează cu viteza admisă de lege, nu este interzis. În orice locuri și situații în care vizibilitatea nu permite executarea manevrei. Aceasta este. Întoarcerea unui autovehicul presupune, înainte de efectuarea manevrei, semnalizarea și asigurarea din față, din spate și lateral. Tot ce faceți atunci când intenționați să plecați de pe loc, să schimbați benzile de circulație, să depășiți, trebuie să faceți cu o asigurare exact așa cum scrie la litera A. Trebuie să vă asigurați foarte, foarte, foarte bine.
Bicicliștii și conducătorii de vehicule cu tracțiune animală sunt obligați să acorde întotdeauna prioritate? Nu sunt obligați dacă semnalizarea rutieră nu prevede acest lucru. Și biciclistul poate circula cu un drum cu prioritate și cei care circulă pe drumul fără prioritate se conformează mijloacelor de dirijare a acelei intersecții. Conducătorul de autovehicul poate efectua depășirea pe partea dreaptă al autovehicului al cărui conducător a semnalizat intenția schimbării direcției de mers pe stânga? Da, dacă s-a angajat corespunzător părăsirii sensului de mers și dacă s-a creat spațiu suficient pentru manevră. Să nu uităm că depășirea de regulă se efectuează pe partea stângă. Prin excepție, se efectuează pe partea dreaptă depășirea tramvaiului sau depășirea autovehicului al cărui conducător a semnalizat intenția schimbării direcției de mers pe stânga, s-a încadrat corespunzător pentru a efectua schimbarea direcției de mers pe stânga și rămâne suficient spațiu pentru depășire pe partea dreaptă. Dacă sunt întrunite aceste trei condiții, putem efectua depășirea unui autovehicul pe partea dreaptă. Este singura excepție a depășirii unui autovehicul. Da? Tramvaile de regulă se depășesc pe partea dreaptă. Dar nu mai intrăm în detalii ca să mai apucăm să mai facem ceva întrebări. Că timpul trece foarte, foarte, foarte repede. Se pedepsesc penal. Următoarele acțiuni. În auzim latura penală, știm că avem de-a face cu infracțiuni. Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea pozițiilor acestora fără autorizație legală, organizarea sau participarea în calitate de conducător auto sau de animale la întreceri neautorizate pe drumurile publice, blocarea cu intenția drumului public dacă se pune în pericol siguranța circulației. Toate cele trei situații reprezintă infracțiuni. Ce se poate atașa un autovehicul din categoria B? Remorcă de maxim 750 sau o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depășește 750, dar ansamblul să nu depășească 4250. Pătrunderea pe racordurile dintre cele două părți carosabile ale unei autostrăzi este permisă? Nu este permisă, este interzis. În fața dumneavoastră circulă un tractor cu două remorci, pe ultima fiind scris fără semnalizare. Am mai avut această întrebare. Aș prefera să nu mai circule pe drumurile publice acest fel de vehicule, cred că nici nu mai circulă. Nu ne angajăm în depășire, așteptăm să trecem de respectiva intersecție, chiar dacă pierdem timp planificat. Dacă între timp iarăși face figurul calculatorul, o să răspund la întrebarea lui Ovidiu, care ne întreabă dacă mai poate veni la legislație, deși avem deja carnet. De-abia mai am loc, Ovidiu, pentru cei care n-au carnet, din punct de vedere fizic. Sufletește, vă primesc pe toți. Fizic, nu am cum. Doar dacă ții tu vreo fată, vreun băiat în brațe, nu știu. Dar, repet, sufletește, sunteți bineveniți oricând, iar dacă spațiul fizic ne permite, și fizic, sunteți bineveniți oricând. Indicatorul. Observăm că avem de-a face cu un indicator de preselecție. Ne arată benzile pe care să ne încadrăm în funcție de direcția pe care dorim să mergem. Și presemnalizarea traseului de urmat în cazul unei restricții. Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea unei intersecții. Sunt bombardat cu răspunsuri nu pe Facebook. Sunt atacat chiar. Schimbarea direcției de mers pe stânga într-o intersecție neprevăzută cu marcaje de ghidare se face, ceea ce desenam eu mai devreme, prin ocolirea centrului imaginar, prin stânga centrului imaginar al intersecției, fără a intersecta traiectoria celor care se deplasează din sens opus și care virează la stânga. Da, nu mai vine la nicio legislație, răspuns greșit. Am specificat, sufletește, este binevenit oricine. Da?
Ăla este răspunsul corect. Că deja are permis. Și oricine mai trebuie să-și reîmprospăteze informația. Sunteți foarte harnici, învățați cu toți, exact în acest moment. Rareșule, cam la ce preț ar mai ajunge o școală de șofer în România, aproximativ? Între 1700 și 2200 de lei, să spunem. Cam așa ar ajunge. În funcție de școala de șoferi, unde vă înscrieți, mașina cu care doriți să faceți și acolo. Da, și mai primesc un mesaj în privat, depinde și de județ. Corect. Chiar eram stupefiat într-un fel și vedeam niște prețuri în București, în Râmnicu Vâlcea, chiar sub 1500 de lei. Deci cel mai sigur, în funcție de unde locuiți, interesați-vă, domnul Iulian, și vedeți cât costă școala de șoferi acolo unde sunteți dumneavoastră domiciliat. Ce semnifică indicatorul? Este un indicator de interzicere sau restricție. Este interzis să ne deplasăm având o distanță mai mică decât cea de aici. Interval obligatoriu între autovehicule. Corect. Semnalul polițistului rutier. Aflat cu bață, fără baston, partea a treia autovehicului. Am zis că oprire pentru toți ceilalți. Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens și cu a treia bandă pe care este amplasată linia tramvaiului, conducătorii de vehicule pot folosi banda pe care este amplasată linia tramvaiului fără să incomodeze circulația acestuia. Acum sigur vor lăsa liberă calea tramvaiului, mai ales după incidentele observate în media cu tramvaiul și acea mașină nemțească. Deja m-am obișnuit să nu mai specific numele mașinilor. Utilizarea frânei de serviciu, pedala, da? Este frâna de serviciu, cea care se apasă cu piciorul drept, pedala din mijloc, nu se apasă cu piciorul stâng, nu-i voie. Ce semnalizate cu? Luminile roșii din spate. Care este momentul în care puteți începe depășirea unui tramvai oprit într-o stație fără refugiu? Spuneam că tramvaiul oprit în stațiile fără refugiu pentru pietoni sau este interzisă depășirea tramvaiului oprit în stațiile fără refugiu pentru pietoni. Putem depăși tramvaiul oprit în stațiile fără refugiu pentru pietoni atunci când ușile s-au închis, acordând totodată prioritate pietonilor. Și când ușile au fost închise. Da. Pentru că atunci avem certitudinea că nimeni nu va mai coborî din tramvai și nu riscăm să accidentăm pe nimeni. Cu tocul translator. În Cehia e destul de ok, înseamnă Iulian. Păi, Iulian. Cu tocul translator, ce fel de translator, în ce limbă dorești? Trebuie să te documentezi, exact. În care dintre situații se dispune imobilizarea unui vehicul? Când starea tehnică a vehicului pune în pericol grav siguranța circulației, când starea tehnică a vehicului deteriorează drumul public sau afectează mediul, când conducătorul autovehicului nu am A și B. Se vede prea mic sau cum nu se vede la televizor? Care dintre următorii factori reprezintă baza conduitei preventive? Puteți regia să dați puțin mai mare când e doar pe întrebări. Că mi se trimite un mesaj că nu se văd bine întrebările. Care dintre următorii factori reprezintă baza conduitei preventive? Cunoașterea normelor de circulație și a regulilor de conducere a autovehicului, capacitatea de a fi politicos și disciplinat în traficul rutier. Haideți că mai avem un minuțel să profităm puțin. Când se recomandă să oprim motorul pentru a reduce consumul de combustibil? Din punct de vedere ecologic a fost introdus acest aspect al conducerii ecologice. În cazul unei opriri lungi la calea ferată, la culoarea roșie a semaforului care durează foarte mult. A și B. Și dacă tot nu ne mai funcționează site-ul, profităm ca să ne luăm la revedere. Nu uităm că pentru a conduce în condiții de siguranță, pentru a ne considera șoferi sau conducători auto, să zicem, nu știu dacă să folosesc termenul, dacă lezez pe cineva când folosesc acest termen de șofer,
nu este suficient să manevrăm corect mașina, da? Adică a manevra bine, a plecat de pe loc, a schimbat vitezele, a ne încadra bine pe banda de circulație. Trebuie să ne informăm în permanență de situația în care ne aflăm, să anticipăm manevrele celorlalți participanți la trafic, să observăm în limita câmpului nostru de vizibilitate. Dacă vedem că în față este dita mai coloană, normal că nu are rost să accelerezi foarte tare spre ultima mașină oprită în coloană, pentru că la un moment dat vom reduce viteza și ne vom opri. Vin cu această explicație, mai ales în sprijinul cursanților, care de regulă intenționează să privească doar pe cel care se află direct în fața lor. Nu, trebuie să privim în perspectivă astfel încât să fim în măsură să nu fim surprinși de ceilalți participanți la trafic. Și nu uitați, încă o regulă pe care nu trebuie să uitați nici după ce deveniți conducători auto cu acte în regulă a conduitei preventive, să ne asigurăm întotdeauna la pătrunderea în intersecții, ne asigurăm când plecăm de pe loc, este obligatoriu să ne asigurăm, clar că trebuie să acordăm prioritate, dar la pătrunderea în intersecții ne asigurăm. Putem evita o neatenție a unui alt participant la trafic și astfel nu se mai produce acel accident de circulație. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem data viitoare, numai bine tuturor!